scoase, Iisus va veni. Toată lumea se gândește la un viitor. Ce să facă să le fie totuși mai ușor? Dar vine, vine Domnul, vine, e vine, vine, vine Domnul, când el va veni, nici nu te vei gândi. Toată lumea se gândește la un nou zi. Nimeni nu se pregătește, Iisus va veni. Toată lumea se gândește la un viitor. Ce să facă să le fie totuși mai ușor? Dar vine, vine Domnul, vine, e vine iar o vine. Vine Domnul, când el va veni, nici nu te vei gândi. Dar vine, vine Domnul, vine, e vine iar o vine. Vine Domnul, când el va veni, nici nu te vei gândi. Toată lumea se gândește la o nouă zi. Se pregătește, Iisus va veni. Toată lumea se gândește la un viitor. Ce să facă să le fie totuși mai ușor? Dar vine, vine Domnul, vine, e vine iar o vine. Vine Domnul, când el va veni, nici nu te vei gândi. Dar vine, vine Domnul, vine, e vine iar o vine. Vine Domnul, când el va veni, nici nu te vei gândi. Sunt Iacob, sunt din Ploiești, am 23 de ani și vreau să vă spun ce Dumnezeu a făcut în viața mea de urmă cu un an. Vreau să vă spun că Dumnezeu a schimbat viața mea. Înainte să fiu mântuit, eram mântuit la rând, că trăiam în păcat. Îmi plăcea foarte mult să mint, îmi plăcea să fut, făceam șapcă, îmi băteam joc de prietenele mele care eram și viața mea se îndrepta cu cea mai mare viteză către iad, din cauza că păcatul era în viața mea. Uram oamenii din jurul meu, îmi plăcea să... Vreau, fumam, umbram în discotei sau așa. Dar cineva mi-a spus despre Iisus, cineva mi-a predicat despre Dumnezeu, despre păcatul care într-o zi mă va duce în iad. Și atunci am ales să-i dau viața mea lui Iisus, pentru că Biblia spune că plata păcatului e moartea, dar Dumnezeu a trimis pe Iisus să moară pentru păcat. Și atunci viața mea s-a schimbat, am început să iubesc oamenii și Dumnezeu a schimbat viața mea. Mulțumesc! Credincios,
ești credincios. Bună ziua! Numele meu este Sergiu, sunt din Ploiești și am 25 de ani. Și vreau să vă spun că viața mea a fost schimbată în mod radical de când am ales să cred că Iisus a murit pentru mine. Vreau să vă zic că, înainte, aveam certuri în casă, cu părinții, cu tata mai ales. Unde sunt banii? Cum se face că n-ajung banii? Dimineața erau banii, ei seara plecau. Cum se face? De ce? În afară de asta, ca orice tânăr, fumam, beam, vreau să le încerc pe toate, automat. Băutură, țigări, droguri, tras pe nas. Pot să zic că le-am încercat pe toate. Pot să zic că dacă mergeam tot pe drumul ăla, eram distrus. Vreau să vă zic că Iisus m-a salvat. Cineva a venit la mine și mi-a zis, băi, omule, cineva te iubește. Crede asta. Vreau să vă zic că am ales să cred. Și viața mea s-a schimbat enorm de mult. Mulțumesc! Iisus vă iubește! Adică pentru noi nu va fi prima zi, ne vom lăuda atunci și până va veni. E glorie, glorie în cer când Iisus e întronat, e slavă când noi lăudăm. E glorie, glorie în cer când Iisus e întronat, e slavă când noi lăudăm. E bucurie când Iisus Hristos domnește în tine, e fericire când faci voia sa. Lucruri fără rost, dar acum sunt fericit că Iisus m-a mântuit. Viața mea s-a schimbat și acum îl voi lăuda. E bucurie când Iisus Hristos domnește-n tine, e fericire când faci voia sa. E bucurie când Iisus Hristos domnește-n tine, vieții mele, cum a schimbat Dumnezeu viața mea. E bine, eram o tânără ca orice altă tânără din ziua de astăzi. Căutam acceptare, căutam fericire în anumite relații. Și toate lucrurile acestea pe care eu le căutam mi-aduceau numai tristețe, suferință. Până într-o zi când a venit cineva la mine și mi-a vorbit despre Dumnezeu, a spus că l-a trimis pe Iisus să moară pentru păcatele mele. Atunci am realizat că cineva mă iubește cu adevărat și că îmi vrea binele și am ales să-mi dau viața mea lui Dumnezeu și știu că nu voi regreta niciodată alegerea făcută. Mulțumesc! Bravo! Alina, bravo! Da.
Mendy. Nu l-am văzut când la cruce s-a dus. Nici cu ele ce mâinile noastră pus. Nu l-am văzut când a purtat povara mea. Dar voi vedea când la el mă va lua.